Vă salut cu mult drag de la Hergelia. Sorin Capră e numele meu, sunt asistentul șef al centrului și astăzi o să vorbim despre o artă, arta vindecătoare a masajului. Și dacă este artă, este și un artist, un mare artist, care m-a creat pe mine și pe tine și care a împărțit darul oamenilor. Mi-a dat și mie darul acesta și mi-e drag să-l împart cu dumneavoastră. Arta masajului s-ar defini prin manipularea sistematică și științifică a țesuturilor moi. Este o procedură care se poate aplica manual sau cu aparate, dar arta se face cu condeiul, cu pensula, așa că cel mai de calitate masaj se face cu mâna, care este caldă, care transmite ceva și din suflet. Care sunt acțiunile masajului? Avem acțiune locală și acțiune generală. Acțiune locală produce sedare, calmare asupra algiilor cutanate, articulare sau musculare. Fie că aceste dureri sunt de tip inflamator, traumatic sau iritativ, are acțiune de stimulare circulatorie cu efect de nutriție a țesuturilor. Se ameliorează atât circulația limfatică, cât și cea sangvină. Apoi o acțiune iarăși importantă, acțiune depurativă, de curățare prin efectul mecanic, se înlătură stazal din țesutul interstițial, favorizând astfel resorția infiltratelor, transudatelor, exudatelor, noi le numim așa în termen popular toxine. Apoi acțiunea generală contribuie la creșterea metabolismului bazal, arderile, stimulând atât funcția respiratorie, cât și circulatorie, având efect de sedare și asupra sistemului nervos, prin faptul că tegumentul e foarte bine inervat și vascularizat. Când vorbim de vascularizare, o parte însemnată din cantitatea de sânge, circa un sfert, se găsește în piele. Toate acestea, împreună cu substanțele care sunt produse în urma manevrelor de masaj, ciupituri, bateri, frământare, produc niște substanțe și anumite histamine care au un rol iarăși foarte important de a produce vasodilatare. În acest fel, masajul produce hiperemie periferică cu efecte revulsive mult căutate în terapie. Vă salut cu mult drag de la Hergelia. Sorin Capră e numele meu, sunt asistentul șef al centrului și astăzi o să vorbim despre o artă, arta vindecătoare a masajului. Și dacă este artă, este și un artist, un mare artist, care m-a creat pe mine și pe tine și care a împărțit darul oamenilor. Mi-a dat și mie darul acesta și mi-e drag să-l împart cu dumneavoastră. Arta masajului s-ar defini prin manipularea sistematică și științifică a țesuturilor moi. Este o procedură care se poate aplica manual sau cu aparate, dar arta se face cu condeiul, cu pensula, așa că cel mai de calitate masaj se face cu mâna, care este caldă, care transmite ceva și din suflet. Care sunt acțiunile masajului? Avem acțiune locală și acțiune generală. Acțiune locală produce sedare, calmare asupra algiilor cutanate, articulare sau musculare. Fie că aceste dureri sunt de tip inflamator, traumatic sau iritativ, are acțiune de stimulare circulatorie cu efect de nutriție a țesuturilor. Se ameliorează atât circulația limfatică, cât și cea sangvină. Apoi o acțiune iarăși importantă, acțiune depurativă, de curățare prin efectul mecanic, se înlătură stazal din țesutul interstițial, favorizând astfel resorția infiltratelor, transudatelor, exudatelor, noi le numim așa în termen popular toxine. Apoi acțiunea generală
contribuie la creșterea metabolismului bazal, arderile, stimulând atât funcția respiratorie, cât și circulatorie, având efect de sedare și asupra sistemului nervos, prin faptul că tegumentul e foarte bine inervat și vascularizat. Când vorbim de vascularizare, o parte însemnată din cantitatea de sânge, circa un sfert, se găsește în piele. Toate acestea, împreună cu substanțele care sunt produse în urma manevrelor de masaj, ciupituri, bateri, frământare, produc niște substanțe și anumite histamine, care au un rol iarăși foarte important de a produce vasodilatare. În acest fel, masajul produce hiperemie periferică cu efecte revulsive mult căutate în terapie. Indicațiile masajului: afecțiuni reumatice, afecțiuni ortopedice, probleme post-traumatice, fracturi, luxații, ușurează vindecarea rănilor de asemenea, probleme neurologice, paralizie, atrofie musculară, probleme vasculare, varice, edeme cronice, în boli de nutriție este eficient, obezitate, diabet zaharat, ușurează stresul. Cât de bine e că avem un element în aceste zile tensionate care să contribuie la scăderea stresului. Scade tensiunea musculară și chiar și tensiunea arterială și implicit și anxietatea. Previne ulcerele de decubit. Lucrul acesta iarăși e cunoscut la copii diabetici. S-a constatat că masajul efectuat seara contribuie la scăderea glicemiei. Copiilor mele am făcut de multe ori masaj și de fiecare dată se linișteau și aveau o noapte mult mai bună. Fiica și acum, deși are 20 de ani, îmi cere: tati, haide, fă-mi un pic de masaj, pentru că așa parcă simt că sunt tensionată. De asemenea, s-a constatat că și la copiii astmatici îmbunătățește funcția plămânului, scăzând astfel crizele astmatice. Scade nivelul hormonilor de stres, în special nivelul cortizonului. Există și câteva contraindicații, în special în afecțiuni acute ale pielii, inflamații, eczeme, dermatită, furuncule, infecții acute ale oaselor și ale articulațiilor, gen artrite, osteomielită, în probleme vasculare, cum ar fi sindrom hemoragic, flebite, în cancer, nu se lucrează pe tumori pentru că se pot împrăștia celule tumorale, în TBC pulmonar acut, probleme digestive și ne referim la hernie. Pentru a efectua această artă vindecătoare a masajului cât mai corect, e nevoie de câteva principii generale. În primul rând, îngrijirea mâinilor. Să fie curate, unghiile să fie tăiate, să fie calde mâinile atunci când le așezăm pe pacient. Apoi, postura este esențială pentru masior, pentru ca să evite oboseala și durerile de spate. Spatele trebuie să fie ținut cât mai drept și să lucrăm din genunchi, să îndoim genunchii atunci când trebuie să ajungem mai aproape de pacient. E un secret mare la această artă. Un bun operator aplică greutatea corpului în locul puterii musculare. Foarte mulți pacienți, când mă văd așa de o statură mai mică, un aoleo, dar ce masaj o să poată să-mi facă acest domn? Dar secretul nu e în puterea fizică, în mușchi, ci în controlul greutății din corp. Și în felul acesta face un masaj foarte, foarte bun. Apoi, poziția pacientului este importantă, el se simtă confortabil, să poată să stea cât mai comod cu putință. Masa de masaj. Masa de masaj e important să fie poziționată cum trebuie. Cum o poziționăm? În funcție de înălțimea terapeutului, întindem brațul pe lângă corp și să atingem cu vârful degetelor masa. În felul acesta e poziționată unde trebuie. Apoi va veni înălțimea pacientului. În felul acesta vom putea să lucrăm din corp, din greutatea corpului, așa cum am spus adineauri.
Mediul înconjurător e important de asemenea să fie curat, aspectos. Dacă avem și un fond muzical, e și mai bine, contribuie și acesta la o relaxare în plus. Uleiul de masaj pe care îl folosim poate să fie un ulei vegetal, un ulei cu anumite uleiuri esențiale, e acesta cu cocos. Da? Nu trebuie să fie un ulei mineral, cel mai bine să fie vegetal ca să nu irite pielea. Apoi, aspectul personal de asemenea este important al masierului, hainele să fie curate, să arate profesional, igiena personală impecabilă, se subînțelege lucrul acesta, fetele să aibă părul strâns, băieții tuns, scurt. Acoperirea pacientului este importantă, să fie acoperit, și un lucru iarăși esențial în această artă este să lăsăm dezvelit doar porțiunea pe care o masăm. Restul porțiunilor sunt ținute la cald și în plus conferă și o intimitate pacientului. Presiunea și ritmul este important. Trebuie să știm de la început ce dorim. Dacă vom face un masaj de relaxare, atunci ritmul va fi mai lent, cu o presiune nu foarte mică, dar nici foarte mare. Dacă vrem un masaj de stimulare, vrem să-l punem pe picioare pe omul respectiv, atunci ritmul va fi evident mai rapid și presiunea moderată. Dacă folosim și facem masajul pentru ca să corectăm anumite situații, așa numitul masaj terapeutic, atunci ritmul va fi mediu și presiunea când moale, când încet, când puternică, în funcție de zona pe care o masăm, de problemele pe care le descoperim acolo. Și un lucru iarăși foarte important, nu ridicăm mâna de pe pacient. Ne rotim în jurul mesei și tot timpul încercăm să păstrăm o mână acolo. În felul acesta dăm acea senzație de continuitate. Dacă am ridicat mâna, ca și cum am fi terminat masajul. De asemenea, un lucru iarăși important este feedback-ul pacientului. Trebuie să-l întrebăm cum se simte, dacă ritmul este bun, dacă apăs prea, nu cumva apăs prea tare sau vrea să apăs ceva mai tare. E important această comunicare cu pacientul. Scopul masajului, așa cum spuneam la început, este pentru relaxare, pentru corecție sau terapeutic. Evident, este folosit și în zona sportivă. Astăzi vom face un masaj de relaxare, așa numitul full body masaj sau un masaj general, și ne vom axa pe partea posterioară a corpului și pe partea anterioară vom lucra doar brațele. Vom invita un pacient, vom invita un tânăr care va beneficia de acest masaj și o să-i explicăm din ce constă această procedură și apoi vom începe această artă. Un accesoriu important la masă este și o periniță care o așezăm sub picioarele pacientului. Este important lucrul acesta ca unghiile, degetele să nu stea presate pe masă, astfel îi va crea un disconfort. Avem pacientul pe Cristi. Cristi, o să îți fac un masaj de relaxare. Poziția este bună, cum te-ai așezat? L-am acoperit, da? Aici avem și prosopul pe care o să-l folosim. Dacă cumva îi rece, putem să folosim și o pătură. Înainte să efectuăm masajul, ne vom spăla pe mâini ca să fie sigur pacientul că noi avem mâinile spălate, chiar dacă ni le-am spălat înainte, el nu știe, nu ne-a văzut. Spălăm bine, bine, bine mâinile. Folosim și o soluție la final de dezinfecție alcoolică.
Mâinile le avem pregătite, dar înainte să începem masajul, noi avem un obicei la Hergelia și îl invităm pe marele artist să ne ajute la ceea ce vom face. Așa că voi face o scurtă rugăciune pentru Cristi. Se poate, Cristi, să mă rog pentru tine? Mulțumesc! Mulțumim, Tată, care ești în ceruri, pentru această zi care ne-ai oferit-o. Mulțumim pentru sănătate. Mulțumim pentru această ocazie în care pot să-i fiu de folos lui Cristi. Ajută-mă pe mine ca terapeut, ajută-l pe el ca pacient să reacționeze bine. Binecuvântează oamenii care vor vedea acest material și prin acest masaj să fie ajutați cât mai mult cu putință. Îți mulțumim, te binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul, pe Duhul Sfânt. Amin. Vom dezveli doar porțiunea care o lucrăm, respectiv partea dorsală a piciorului. Pentru aceasta vom introduce o porțiune din cerceap sub lenjeria intimă ca să nu o murdărim cu ulei. Am poziționat bine piciorul și începem cu aplicarea uleiului. Uleiul îl aplicăm pe mâna noastră, nu direct pe pacient. În felul acesta încălzim și mâinile și acum îl aplicăm, încă nu e suficient, atunci când lucrăm cu bărbați e nevoie de ceva mai mult ulei. E mai bun uleiul decât talcul. Talcul, pudra de talc poate să producă, are niște substanțe cancerigene. Deci eu vă recomand ulei de masaj. De 24 de ani de când lucrez la centrul Lifestyle Hergelia, lucrăm doar cu ulei. Deci am aplicat uleiul. Și acum, arta are, ca și poezia, are început, are cuprins și are încheiere. Începutul artei masajului se numește efleuraj sau mângâiere. Încep de la partea plantară și mă duc pe tot piciorul cu un efleuraj, se numește contur efleuraj. Uitați-vă la poziția mea, deci e nevoie la un moment dat să mă deplasez. Mă deplasez îndoind piciorul din față, deci țin un picior în față și unul în spate. În felul acesta lucrez din greutatea corpului, exact ce spuneam la introducere. Apoi, sub formă de copac, efleura sub formă de copac. Prima dată ritmul, presiunea, să fie mai blândă, după care poate să fie puțin mai profundă. Ne-am decis că ritmul va fi de un masaj de relaxare. Bun. Am încălzit, ne-am familiarizat. Un lucru important când atingeți pacientul, touch-ul este foarte important, mâinile, degetele, totul să fie acolo. Deci toată palma noastră, toate porțiunile din degete să fie acolo, să nu fie degetele ridicate și doar palma. E important această atingere. Transmite foarte, foarte multă siguranță. Am încălzit, acoperim partea care nu o lucrăm și ne focusăm pe partea plantară a piciorului. Aici vom efectua un efleuraj, palm efleuraj. Apoi urmează fricție. Asta deja este din cuprinsul poveștii noastre sau artei, palm friction. Apoi fricție cu pumnul. Deci putem să ne ajutăm mâna cealaltă să o introducem dedesubt. Urmează thumb friction sau fricție cu degetele mari. Împărțim talpa în trei. Friction.
Fricția e totdeauna ceva rotund, în sensul acelor ceasornicului și invers acelor ceasornicului, da? Deci un deget merge în sensul acelor, celălalt invers și alternant, da? Fac puțin mai încet ca să vedeți mișcarea. Se învață, nu e chiar atât de grea, da? Aceasta este mișcarea care se numește thumb friction, fricție cu degetele mari. Avem și o fricție pe călcâi, se numește thumb stationar friction, o fricție staționară cu degetele mari. De ce această mișcare? Că aici pielea e mai groasă. Da? Acum lucrăm și pe lângă gleznă, așa cât se poate. Și un element important de care să ținem cont este tendonul lui Achile, cel mai puternic tendon din corp. Ăsta trebuie să fie lucrat bine. Da? Lucrăm pe lângă el cu fricție, cu degetele mari și cu tracțiuni. Da? Și mai avem încă o metodă care se numește trecerea peste mușchi, cross fiber friction. Aici cu policele, în alte zone o să vedeți cu palma. Da, și trecem la partea următoare a piciorului, zona gambieră, gambele, unde avem gastrocnemius, gemeni, așa cum îi mai spunem noi, soleusul, mușchi importanți care trebuie să-i lucrăm. Prima dată, efleuraj. Să nu facem același efleuraj care l-am făcut la început, contur efleuraj, mă face un efleuraj alternant cu palma sau cu creasta degetelor. Putem și și. Întotdeauna, chiar dacă la început am făcut încălzirea prin efleuraj, când ajungem la o anumită porțiune pe care urmează să o masăm, începem din nou cu efleuraj. Apoi urmează fricție cu palma. De multe ori voi repeta lucrul acesta. Fricție cu palma, în sensul acelor ceasornicului. Nu faceți cercuri mari, da, generoase, săriți, ci punctuale sau cerculețe mici. În felul acesta prindeți orice zonă și cu mâna cealaltă. Iarăși un lucru esențial în masaj. Masiorul nu are nici o mână stângă. Masiorul are două mâini pe dreapta, adică la fel trebuie să lucreze și cu mâna dreaptă și cu mâna stângă. Nu uitați de presiunea din greutatea corpului și nu din mâini. În felul acesta trebuie ca să ținem articulația pumnului dreaptă, nu îndoită, dacă avem masa poziționată cum trebuie. Deci am făcut palm friction, urmează cresting friction, îndoim degetele, le flectăm, e tot rotundă fricția, nu uitați, partea anterioară din locul unde lucrez am făcut cu mâna dreaptă, partea exterioară cu mâna stângă și policele e acolo pentru sprijin, da, mă ajută pentru sprijin. După cresting friction urmează thumb friction. Împărțim în funcție de configurația gambei în 3, în 4. Important e să trecem pe fiecare zonă de 2-3 ori. Da? Nu uitați, rotund, rotund. Și urmează acum cross fiber friction sau trecerea peste mușchi. Atât când mergem în jos, apăsăm, cât și atunci când venim înapoi. Trebuie să numim și decojirea. E ca și cum am curățat de o coajă. Din nou din corp, nu uitați,
mâinile mele rămân întinse în doi genunchi sau genunchi, funcție de nevoie. Bun, acum flectăm la 90 de grade piciorul și vom lucra un pic degețelele cu o fricție cu degetele, fiecare degețel în parte, atât cât putem. Masajul piciorului se face și pe partea anterioară, dar acum noi ne vom mulțumi doar cu partea posterioară. Îmi face și o mobilizare a fiecărui degețel în parte, da? Rotații, tracțiuni. Lucrăm acum pe zona metatarsiană sau intertarsiană, bine zis, scuze. Tot o fricție. Aici nu putem să facem o fricție rotundă, ci mai mult o fricție liniară. Alternantă. Fricție liniară alternantă. Bun. Lucrăm zona gleznei, acolo unde nu am putut să lucrăm pe partea cealaltă. Și acum vom face o flexie a labiei piciorului și o extensie. Deci vom duce piciorul înspre coapsă, gamba, vom flecta gamba pe coapsă și cu antebrațul meu voi apăsa laba piciorului, ținând palma pe călcâi și aici în felul acesta producem o bună flexie, iar apoi ducem piciorul înspre în jos și vom face extensie. Și din nou, nu uitați din greutatea corpului. O să vă plictisiți de acest aspect, dar este foarte important. După ce am făcut flexie și extensie, vom face o mobilizare a gleznei, rotații, stânga, rotație dreapta, da? Undeva zona tendonului Achile, ținem o mână sub lava piciorului. Bun. Vom trece la partea următoare a piciorului, hamstring. Aici iarăși avem mușchi importanți, bicepsul femural. Ne trebuie să lucrăm din nou un efleuraj alternant cu palma, alternant cu creasta degetelor. Și din nou începem sau continuăm cu palm friction. Rotund, da? Și pe o parte și pe cealaltă, de asta folosim ambele mâini. Apoi cu creasta degetelor. Cristi, e bine? Nu e prea tare? Nu? În regulă? Urmează cu degetele mari, fricție cu degetele mari. Thumb friction. Puteți să repetați de câteva ori. Și urmează cross fiber, decojirea. Trecem peste mușchi, mergem în jos, când revenim înapoi și apoi ne deplasăm. Mai sus, mai sus. Am terminat și această porțiune. Mai facem un efleuraj, două conture fleuraj și urmează petrisajul sau frământarea. Foarte importantă această metodă. Sub acțiunea acestei metode se dezvoltă acele substanțe de care am vorbit la început, histamine, care produc vasodilatare și hiperemie și de aici o stare de bine care aduce vindecare. De asemenea, stoarce mușchiul de acid lactic, această metodă. O să o vedeți mai bine la spate cum se face această metodă. Urmează baterea, tapotamentul, inclusiv pe
partea plantară. Toate trei metodele, adică am făcut cu partea cubitală, acum cu palma, acum cu pumnul. Urmează să ne apropiem de încheierea poveștii la picior și vom încheia cu vibrații, iară sunt importante. Pielea e bine vascularizată și enervată, terminațiile nervoase care le stimulăm vor ajunge și la sistemul nervos central, care la rândul lui va acționa într-un întregul organism. Înainte să facem tracțiuni, face o mobilizare cu un efleuraj în zona popliteie. Aici cu atenție, cu grijă, că avem vase sanguine, avem nervi, deci doar cu grijă. Și ultima fază, scuturări. Și piciorușul lui Cristi este gata. Sigur că vom continua cu celălalt picior, deplasându-ne în partea cealaltă a mesei. Dar lucrul acesta o să-l faceți dumneavoastră. Noi vom continua cu spatele.